Salut și bine ne-am găsit la un nou episod din Minecraft. Astăzi o să luăm chestiile astea de aici și o să le punem noi undeva. O să le punem acolo jos. Da. Mi-am făcut și o jailbreak pe iPhone, deci acum my iPhone is jailbroken pentru că a apărut JB-ul. Ceva gen ieri, astăzi, nu astăzi, ieri, cred că a apărut JB-ul sau anul ăsta, jailbreak-ul și am făcut și eu, pentru că da. Hai să începem. O să o punem aici. Genizav. Ok, deci am pus astea cam peste tot pe aici. Fuck, și mai am încă 28. 28. Ok. Stați așa. Ok, deci hai că am făcut aproape. O să mai fac și off-camera probabil, pentru că trebuie să fac și off-camera chestii. Hai totuși să mai găsim, poate mai găsim vaci. Poate găsim vaci, ce ziceți voi de asta? Dar ce ziceți voi de asta dacă găsim noi vaci acum? Ar fi funny să găsim acum vaci. It would be a money foment. Wow, un ravin. Ok. Ok, nu ne băgăm în ravinul ăsta. O să trecem apa. De fapt, nu, o să încercăm... Ah, numai în munți aici, sunt între munți. Chiar nu-i bine unde mi-am făcut eu casa, dar mi-am făcut-o înainte să încep seria, deci, da. Ok, așa, acolo, așa. Ok. Bug. Papa de la Rusa. Merge cu săbiuța, la, ne ducem cu săbiuța să batem văcuțe. Ai, de capul meu. Oh. Snap. Ne ducem. Aș putea zice că am făcut și o jailbreak pe iOS 1.4. Sper să se poată face jailbreak și pe iOS 9, pentru că e mult prea tare jailbreak-ul, adică l-am acum și din primele minute mi s-a părut super mega fucking awesome că pot să faci orice cu device-ul. 4. Ok, luăm așa. Parcă am văzut și eu. Nu sunt alea. Credeam că blocurile alea sunt oi. Ok, trebuie să ne culcăm. Căcat, planul 2. Lasă că noi bai. Nu trebuie neapărat să găsim vaci. Hai să facem altceva, hai să ne gândim ce să facem, Păi până una alta cred că s-au mai făcut și astea, ia stați așa. Stați așa. Că rezolvă eu totul. Bam. Bam și murdărie dispare. Ok.
Ok, în sfârșit o să... Unde sunt torțe? Nu prea pot eu să pun așa. Dar nu mai contează. O să pun și torțe pe tavan după aia. Dar deocamdată hai să terminăm chestia asta, nu? Așa zicem și eu. Așa fucking ziceam și eu. A, eu am uitat să fac pereții. A, nu-i bai. Ok. Deci, jailbreak-ul este un super, deci e chiar super tare să poți să faci orice cu device-ul tău. Chiar nu mă așteptam să fie atât de șmecher un jailbreak. Dar uitați că este. Până acum eu n-am mai avut jailbreak, nu. Jailbreak, nu. Nu știam care-i treaba, dar acum știu care-i treaba cu jailbreak. Știe și băjatul care-i treaba cu jailbreak-ul. Ok, 48 de de-astea. Ne ducem în jos. În jos, te duci în jos! În jos, te duci în jos! Știu că sunt câteva tweak-uri șmechere, eu încă nu le-am instalat. Am doar câteva tweak-uri, câteva tweak-uri. Nu multe, asta e faza, că nu mi-am umplut încă device-ul cu o grămadă de tweak-uri folositoare. Am încercat unele tweak-uri, mi-au dat crash la Springboard. Pentru jailbreakerii de aici, care se uită, știu că par noob, dar n-am ce face. Știu, sunt super noob, asta e. Mega noob. Dar nu e bai, nu? Toată lumea învață. Cei care sunt jailbreaker de aici, jailbreaker mai vechi, știu despre ce e treaba. Ops, de fapt hai să ne ducem să dormim. Știu despre ce e treaba cu toate tweak-urile alea și cu toate minunățiile, dar eu nu știu, pentru că nu sunt jailbreaker mai vechi. Sunt acum pe scena asta jailbreaker-ului și... Da. Cam atât. Punem aici. Ce mai putem noi să facem? Ne mai ducem după făcuțe? Nu mai se mai merită să ne mai ducem, pentru că știm că n-o să găsim. Eu o să stau pe chestul ăsta. Sau poate că nu. Aha. Poate că nu. Aha. Poate nenorocitule, poate că nu. Aha. Cred că asta mi ajunge cât de cât acolo. Ce urât face calculatorul meu azi. Chiar face prea urât. Face urât ca un țigănuș. Urât ca un țigănuș. Urât. Urât. Ca un țigănuș.
un rich ca un țiganuș. Dep, mâdap. Cât am lucrat eu la toată prostia asta, acum dacă pierd mapa o să fie super nașpa. Sperăm să nu pierdem și mapa asta. Nu? Nu? Nu sperăm? Nu sperăm, bine. Bine, vedeți voi dacă nu sperați voi cu mine aici. Bă, nu pierd. Pac, 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 pac. Și torțe peste, pentru că altfel chiar n-am cum. Știu că e inestetic și urât și de toate. Vai, ce o să-mi ziceți prin comentarii că e atât de urât. Da, fraților, eu urât, dar n-am ce să fac, pentru că... Na. O să fac și ceva special de 100 de abonați. Da. Okay. Hai să plantăm asta. Pisul ăsta am făcut podeaua măcar. Rog, a fost bine că am făcut podeaua. Hai să vedem. Da, astea sar pentru că n-au lumină aici. Dar o să-și fac ele fotosinteza la un moment dat. Hai să vedem. Haide să fucking vedem. Am putea să începem un pic și la tavan. De astea ne ajung pentru o bucățică destul de bună din plafon. Plafon pe care o să-l fac probabil off camera, pentru că deja e nașpa să mai fac de astea on camera. Deja e nașpetă. Nașpetos. E nașpetos. Nașpetos, 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 nașpetos. Pam pam, pam pam, pam pam, pam pam. Pa param, pa 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 pam pa pam. Parararam, tu-tu-dum, tu-du-du-dum, tu-tu-dum, tu-du-du-du-du-du-dum. Ok, hai că arată ceva până la urmă. Dacă stau fix aici, în colțul ăsta, zici că e făcută toată camera. Uite așa. Da. Ce să mai facem noi în, nu știu, câteva minute care ne-au mai rămas din acest mirobolant episod? Hai să încercăm să mai facem niște level în Nether până la urmă, nu? Până la urmă se merită și asta, nu? Să mergem să facem niște level cu cuarțul în Nether. Ok. Intrăm în Nether. În Nether. Și ne apucăm de... Aaaa, mă, pe bune! Hai să mai facem niște level pe aici, nu? Vreau să fac level 30. Level 30! Vrem 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 level 30! Chiar vrem level 30! Adică eu vreau cel puțin level 30! Știu că nu e cea mai bună luminozitate, dar o
Wow. Nu mai găsesc quartz. Ok, hai să ne ieșim din Nether. Așa se iese like a boss din Nether. Eu sunt bossul Andrei. Da. Mă dap. Pare totul bine. Totul bine. Deci, cam atât a fost acest episod. Nu uita să dai like. Chiar mă ajută mult să dai like, pentru că atunci când lumea dă like-uri, înțelegi că le place ce vei. Dacă nu vreți să dați un like, nu dați. Dacă nu vi se pare bun videoclipul, chiar vă rog să nu dați like. Și da, cam atât a fost cu acest episod. La revedere!